După îndelungi așteptări, Ateneul Giurgiuvean se află pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru obținerea autorizației de la ISU, lucru care îi va permite reluarea activității la capacitate maximă. După ce au urmat toți pașii legali pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu și pentru reactualizarea proiectului tehnic, timp în care Ateneul nu a fost deschis publicului, directorul Virgil Pețanca declară că în aceste zile se vor executa și ultimele lucrări de conformitate și urmează să înștiințeze ISU. Am intrat în linie dreaptă cu rezolvarea problemelor care duc la obținerea autorizării ISU, de funcționare a Ateneului. La ușă, dacă vă uitați, există un prag care iese în relief cu 7 cm. Trebuie să eliminăm acel prag, dar nu putem să scoatem ușa. Deci, iată că acum procedăm la realizarea unei pante mici. Pe urmă, existau două uși care trebuiau modificate, înlocuite, rezistente la foc, la foc de o oră. Noi având încă 6 uși deja în alte încăperi plasate, iată că aici au scăpat aceste lucruri. Sala este dotată cu senzori de detectare a fumului, dar mai trebuiau încă 2 senzori. Chiar și primarul Nicolae Barbu a vizitat clădirea Ateneului pentru a vedea concret stadiul lucrărilor și a stat de vorbă cu directorul Virgil Pețanca. Pentru care deschiderea să fie una cu adevărat specială, pe scena Ateneului Nicolae Bălănescu se va desfășura un spectacol deosebit dedicat doamnelor și domnișoarelor, susținut de artiști ai operei române, duminică 6 martie, început cu ora 18, denumit De ziua ta. Vor concerta la Giurgiu soprana Simonida Lutescu, tenorul Andrei Lazăr, quintetul Elit și vor evolua balerina Ioana Marchidam și actorul Valentino Tiron, sub bagheta magică a regizorului Marcel Stănciucu. Intrarea este liberă, iar giurgiuvenii care doresc să meargă la spectacol pot ridica invitațiile direct de la secretariatul Centrului Cultural Ion Vina.